Un selojan din orașul Șimleul Silvaniei a fost decorat de statul Israel pentru că acum mai bine de 60 de ani a salvat de la moarte mai mulți evrei, punându-și viața sa în pericol. Alexandru Cherecheș, selojanul care a salvat 3 evrei acum 65 de ani, a primit diploma și medalia Drept între popoare, cea mai înaltă distinție acordată de statul Israel și Institutul Yad Vashem tuturor neevreilor care, în condiții vitrege, când jaful, crima, oportunismul și purificarea etnică deveniseră politică de stat și au riscat viața, familia și averea pentru a-și păstra omenia, iubirea aproapelui, ajutându-i și salvându-i pe evreii prigoniți. Domnule Cherecheș, câți evrei ați salvat de la moarte? Trei evrei. Coți, Lax și cu Adler. Și cum s-a întâmplat? Că ați auzit la o ședință că evrei sunt vânați aici la pădure, la Bic. Da, au fugit din ghetul de la Cehe, că acolo era ghetul. Păi toți i-au strâns și i-au strâns și i-au... Cum să spun? Pe noi i-au pus cordon. La școala evreiască, acolo era curte mare, ne-au pus cordon și pântre noi treceau evrei cu bijuterii și cu aur. Eu eram cât îi dat și în graj. Eram de masa unde se strângea bijuteriile. Domnule, dacă eu nu vedeam o masă de 6 metri, așa, o stat aurul pe ea și bijuteriile. Domnule, dar și eu, păi eu dus în ghetul la Cehii acolo. Și acolo am fost. În ghetul la ei, după ce i-au dezbrăcat în chilos și în maieu și au îmbarcat în vagoane de marfă și au dus la Auschwitz. Hainele ce-au rămas de ei, eu cu bunicul meu, că tata nu era acasă, cu bunicul meu am mers cu căruța, eram 100 și ceva de căruță acolo, am încărcat toate hainele ce-au rămas de ei și le-am adus și le-am băgat în sinagogă. Măi, nu știu, dragă, dar mi-am riscat viața. Acum îmi dau seama că mi-e pușcat pe toți dacă îi prind. Numele lui Alexandru Cherecheș stă scris pe zidul de onoare din Grădina Drepților între popoare de pe lângă Muzeul Institutului Yad Vashem, alături de cel al reginei Maria sau de cel al legendarului Oscar Schindler, omul care a inspirat faimosul film Lista lui Schindler.